de obicei cu două ore înainte de meci. Să mă uit dacă e toată lumea prezent, dacă tot e ok. Doi suporteri pe stadionul ăsta, liniștit și virgin, practic. Salutare! Sunteți primii doi suporteri. Ce mesaj aveți pentru băieții noștri înainte de meci? Noi credem în voi, deci cei mai buni, chiar dacă niciodată n-ați câștigat. Noi credem în voi, dar astăzi fii cu noroc. Ai avut făcut o alegere bună, că iubita ai decis astăzi, tu o aduci aici. Asta e Molly Spirit. A, eu te-o aduc la meci. Iată, vedeți! Veniți împreună cu iubitele la fotbal. Astăzi cred că este prima dată când stăm atât de aproape de terenul pe care va evolua naționala noastră. Astăzi ne confruntăm cu echipa din Cehia, cu naționala cehă. Le doresc succes băieților noștri. Știu că va fi destul de greu această partidă, dar vor face față. Apropo, îi așteptăm pentru că ei încă n-au venit. Noi suntem ceva mai repede cu inspecție aici să vedem că toate lucrurile sunt bine înainte de meci, așa că rămâneți în continuare cu noi. Astăzi vă arăt culisele unui meci. Înainte de meci, domnul Victor, cu toate programele, merge să pună în vestiar. Acuși, vedeți, vestiarul ăsta este un loc mai secret prin care intră jucătorii în vestiar. Domnul Victor, cum vă simțiți înainte de meci? Foarte bine. Foarte bine. Sunteți așa în forță și dumneavoastră? Da. De punctul medical, dacă se traumează băieții, dar nu dă doamne, aici vin. La fiecare jucător, domnul Victor are grijă să le da câte o programă de la meci. Domnul Victor, e ușor la munca asta dumneavoastră? Că sunteți fața jurnalismului sportiv la noi. Foarte ușor. Astăzi nu numai eu port tricoul roșu al naționalei, dar și întreaga echipă s-a sortat după mine, cred că. Rața este pe copertă, este și capitanul în această seară. Este al doilea meci consecutiv în care el va evolua ca capitan. Cine știe, poate și marchează. Să sperăm. Iar aici, domnul Pleșcu, cred că le arată strategia de joc a fotbaliștilor noștri. Aici observatorul și arbitrul meciului. Atent mă uit de urma lor unde merg. Ce linie rămas? La Cehia să mergem. Acum unde? La domnul, la arbitri, ok. Și mergem și la Anșca aici. Sunt arbitri deja. Nu știu ce-mi dați, este program. La arbitri nu se poate de intrat. Vedeți și cabina comentatorilor. Pentru prima dată, de fapt, o să vedeți. Da, din toate părțile, din toate unghiurile, tribunile, dar și aici se vede panoramic extrem de frumos, tot stadionul Zimbru. Deci se comentează meciurile. Domnul Buga, cum vă simțiți înainte de meci? Am emoții pentru că este o mică echipă națională și fiecare dată, pe lângă lucru care trebuie să-l fac, mai trebuie să și susțin sufletește echipa noastră și îmi doresc ca tricolorii să presteze un joc bun și să obțină un rezultat pe cât se poate de bun, de ce nu și o victorie. Și golul a fost marcat de Ion Nicolaescu! Un autocar întreg de suporteri cehi au venit să-și susțină echipa preferată. Cozi imense, se vede că le-a fost dor de națională și de tricolori, de jocul acestora. Eu chiar mă bucur că au venit în număr atât de mare oamenii. Aici și rândurile la băutură, mâncare, e plină aici, deci e full, sper să fie full stadionul. Au mai rămas exact 20 de minute până tricolorii intră în teren. Puteți să ne spuneți despre meciul din această seară? Ce mesaj aveți pentru tricolori? Ținem în toate inima, dorim câștigul. Cine din jucători vă place cel mai mult? Nici nu, îi urmărim toți, și Nicolaescu, Cermaș, toată țara, toată echipa. Dar cine din jucători îți place ție cel mai mult și ai un mesaj să-i transmiți lui? Vadim Vrață. De ce? Pentru că este un jucător dintre cei preferații mei. De unde ați venit ca să-i vedeți? La Cahul. Toți ați venit la Cahul? Cât ați făcut până aici? 3 ore. 3 ore ați făcut ca să-i vedeți pe... Eu cred că băieții pentru asta trebuie neapărat să câștige azi. Doamne, doamne, câte ori venim, nu mai câștigă. Să ne bucuri.
cine a fost cel mai bun în prima reprezentă? Nu există cel mai bun. Dacă nu joacă un jucător, nu joacă echipa. Care e jucătorul vostru preferat? Care e jucătorul vostru preferat? Rat. Rat, ții, rat. Dar ce dar voi și la Maratole a fost meciul? Nicolaescu. Nicolaescu până când e top? V-ați îndeplinit visul, băieți? Meciul de astăzi. Un pic strâns din cauza că s-a terminat 0-0. Am fi dorit măcar un 1-1, ceva mult mai interesant, dar a fost foarte bine, sunt fericit. Hey! Vadim, cum arată momentul de fericire la Națională? Da, noi și egalul este pentru noi nefericit. În caz că suntem aici fericire. Pentru fanii de acasă. Noi nu jucăm la public. Noi când suntem fericiți, suntem fericiți, azi suntem supărați, că am tot câștigat. Ce părere aveți despre acest meci? Băieții, lumea spunea că o juca pe bine de data aceasta. Au fost curaj, sunt toate de bani și au fost o echipă unită, pentru mine cea mai importantă. Au demonstrat caracter, atitudine, au fost foarte motivați, au meritat din plin aceste egal, poate chiar și victoria, caracterul care l-au arătat. Final de meci, astăzi am avut o remiză cât o victorie. Dragi suporteri, vă mulțumim că ați fost în număr atât de mare și ați scandat Hai Moldova! Voi a fost Olivia, data viitoare ne vedem tot aici, la Firul Ierbii.